Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură, capitolul 4 al Faptele Apostolilor, de la versetul 31. Fapte 4, 31. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuse erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate îndeopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Amin? Reocupăm locurile. Dacă vi se pare că vi cald, vă invit la biserica din Oradea, să vedeți acolo căldura. Deci, chiar le spuneam la frați, pentru cei care nu se pregătesc, e pregătirea pentru, pocăiesc, e pregătirea pentru iad. Bun. Vreau să vă spun câteva lucruri pentru cei care se botează în seara aceasta. Și vreau să vă spun și dumneavoastră care credeți, de exemplu, mulți cred că botezul este un sfârșit de drum. Nu-i un sfârșit de drum, e un început de drum. Ce zi frumoasă a fost ziua de Rusalii. Bănuiesc că seara s-au adunat toți apostolii, au făcut un inventar a ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă și au zis, eram 120 de oameni dimineață. Acum suntem 3120. 3000 de oameni la o singură predică. Vă dați seama ce vor fi în zile care vor veni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că o mare mulțime de preoți au venit la pocăință. Numai să botez 3000 de oameni. Spunea cineva, de exemplu, poate că el vrea să se boteze în apă purgătoare. Cum s-au botezat ucenicii ăia 3000 în prima zi? Și am zis eu, da, foarte multă apă purgătoare a fost acolo. Au fost bazinele de la templu. Erau lângă templu, erau 11 bazine de curățire ritualică, 6 în partea stângă, 5 în partea dreaptă. Acolo s-au botezat 3000 de oameni. Au fost niște examene, pentru că în momentul în care Hristos a ieșit din apa botezului, în Iordan, botezându-te tu, Doamne, întrista înaintarea treimii, s-a arătat, Satana l-a prins de gol de mână și a zis, hai să te ispitim puțin. I-a făcut poză. 40 de zile spune cuvântul Dumnezeu că l-a ispitit în fiecare zi. Nu după 40 de zile a venit Satana la el. Nu, nici vorbă. Vă garantez, uitați-vă în ochii mei, nu o să vă dea răgaz nicio clipă. Nu vă dat înainte, nu o să vă dea în timpul botezului și nu o să vă dea după. Satana nu vrea ca să vă ia prizonier. Satana vrea ca să vă omoare. Satana vrea să vă distrugă toată mărturia. Satana vrea să vă facă de râs înaintea lui Dumnezeu, înaintea Sfinților Îngeri, înaintea oamenilor din biserica asta. Satana nu ia prizonieri. Lupul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Toată viața noastră, toți de ei suntem în examene. Biserica primară nu a apucat să celebreze decât o singură zi. Ziua de Rusalii, ce fain! A doua zi deja erau la examinare. Hai să vă văd. Și primul examen al bisericii primare, primul examen pe care o să-l treceți voi, și voi, și voi, și noi, și toți după botez, este examenul cuvântului aplicat, pus în practică. Nu vi se pare ciudat că Iisus Hristos le spusese, toată puterea vă dau în cer și pe pământ. Duceți-vă, vestiți Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, puneți mâinile peste bolnavi, se vor vindeca, scoateți afară dracii din oameni, dacă cumva accidental vin șerpi peste voi, veți călca peste șerpi și peste năpârci și nimic nu vă va putea vătăma pe voi, veți bea o travă și nu tot accidental și nu se va atinge de voi. Prin voi Dumnezeu va face semne și minuni. Asta le-a spus Iisus Hristos. M-ați văzut pe mine umblând papă, l-ați văzut pe Petru umblând papă până când s-a dus ca un bolovan la fund. Ați văzut minuni, am înmulțit pâini, va trebui să înmulțiți pâini, am înviat morți, va trebui să înviați morți. Primul lucru care s-a întâmplat a fost pe teorie extraordinară. Numai Pustan și Dumnezeu vă mai învață teorie din asta așa bună, duminică dimineață. Problema este ce facem cu teoria asta. Pentru că primul examen pe care biserica primară l-a avut, după botez, după ce ești afară de apă, puneți cuvântul ăsta în practică. Îl aplicați? Spune cuvântul Dumnezeu că s-a dus Petru și Ioan, fapte capitolul 3, primul examen. În fapte 2, botez cu Duhul Sfânt, vorbire în alte limbi, flăcări, vâjuit, vânt, bucurie,
Mâini ridicate pe sus, worship. A doua zi când s-au dus la templu, unul ceșat de milă. L-a pus la poarta frumoasă. Așa ne place nouă, de exemplu, se pune pe nenorociți. Sau ne ascunde sub nenorocirea, sub denumiri frumoase. Poarta frumoasă. Cum ești? Da bine. Dar ce ai? Am așa o mică zbuciumare, știi? Tu ești în vârful patru de două luni. Așa treci pe momente de criză spirituală. Nici mai răspund la telefon, ești pe mod avion de o lună. Am probleme de comunicare. La poarta frumoasă suntem cu toții. Numai că problema este că ne ascundem bubele astea, nu știu, dați-mi și mie ceva. Ei, acum toți ochii era pe ei. Cine sunt ăștia doi? Petru și Ioan. Ce sunt ăștia? Pocăiți. De la noi, ce cerință au ăștia din lume? Un leu, zis de la ăștia. Farisei, dați-i un leu, mă, la ăla. Saduchei, și voi dați-i un leu. Ați făcut treaba asta de zeci de ani. Dar ei, Petru și Ioan, s-au căutat prin buzunare, până ce-a fost bine. Argint. Și la un moment dat zice, argint și aur n-am. Și ăla paralizatul crezut că e terminat. Argint și aur n-am. Dar am învățat un lucru de la Hristos. Că ce zice mai trebuie să se facă dacă credem cu adevărat. Uită-te la noi. Să ai curajul să-i spui cuiva, uită-te la mine. Uită-te la nevastă mea cum se îmbracă, uită-te la pruncii mei, uită-te la mine ca păstor, uită-te la mine ca și om botezat. Acum, în cea de-a doua duminică, a lunii, iunie, uită-te la mine. Uitați-vă la noi, că nu ai problema, uitați-vă la papa de la Roma. Uitați-vă la noi, mereu îi trimite, uitați-vă la păstor, de ce nu ne uita la voi? Uitați-vă, băi, hai să ne uităm la voi. Hai să ne uităm fiecare unul la altul. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Pentru că până la urmă, cuvântul ăsta tot trebuie pus în practică. Cuvântul ăsta tot trebuie pus în practică, că dacă nu vă spun eu, e cea mai urâtă idee din lume ca să vii, să faci teorii toată ziua aici și să faci pe câtă vreme nu ai curaj să te pui împotriva diavolului. Câtă vreme n-ai curajul să rostești numele lui Iisus Hristos peste bolnavi. Câtă vreme mă aștepți pe mine și pe nu știu care păstor, pe Grigore, ca să vină să-și pună mâinile. Tu, puneți-vă mâinile, semnile ce orice cred, a zis. Amin. Aleluia. Nu aștepta să veniți să facem de masă. E treaba voastră. E treaba voastră. E treaba voastră ca să aveți putere. E treaba voastră ca să credeți. E treaba voastră ca să înțelegeți că Dumnezeu are ultimul cuvânt în universul acesta. E treaba voastră ca să aduceți în lumea aceasta vindecare, vindecarea minții, vindecarea sufletului, vindecarea trupului. E treaba voastră ca să faceți lumea asta mai bună. E treaba voastră ca să fiți oameni lui Dumnezeu care să înțelegeți că voi sunteți chemați să fiți lumină. Poartă-ți lumina până în întuneric când am pe vremă. E treaba noastră. Până la urmă, cuvântul ăsta tot trebuie împlinit. Dacă nu mi se pare că... Suntem chemați să alergăm. Apropo, hai că asta vă spun până beau niște apă. Am avut și noi amuz vreo câțiva ani de zile din 1 iunie alerg cu tata pe-n pădure la Dealani. Fiecare tată își ducea pruncul pe-n pădure și pe aceea era alea. Am dat premii grozave. O vine și pocăi și nepocăiți. I-am băgat prin pădure, prin partea cealaltă și scoateam acolo în fața sălii noastre. În pădure a intrat copilul cu tatăl său, că mulți au intrat cu tata lui, copilul a ieșit numai singur în capătul ăsta la altă. Eu 7 ani copilul. Îngi tată tot. Ce fumează acolo în pădure. Nici n-am vrut să-l mai întreb. Baptiste și așa, n-avea nicio importanță. Nu mai discutăm asta. Înțelegeți ce zic? Până la urmă trebuie să punem cuvântul ăsta în practică. Că am învățat, teorie știm. Am ajuns ca și, am văzut eu pe vremuri, au venit la Ștei, cu niște, la circ, pe vremea lui Ceaușescu, erau niște borcane cu copii, din ăștia malformați. Ceea ce era ciudat, aveau capul atât de mare și picioarele și mâinile erau numai tătuță. Numai capul era în borcan. Și niște un trunchi foarte micuț. Așa sunt pocăiți astăzi. Știu multe, dar nu au putere, știți, să facă ceva bine. Capul e plin, inima goală, picioarele paralizate, mâinile fără putere în ele. În numele lui Iisus Hristos, ridicați-vă. Și ce aveți, ce știți, aia trebuie să dați acestei lumi care are nevoie de voi. Primul examen este să puneți cuvântul lui Dumnezeu în practică. Cel de-al doilea examen
Examenul apartenenței. Bă, când au auzit popii că s-au vindecat ăla la Poarta Frumoasă, că ăștia mergea după Petru și după Ioan, zice cuvântul Dumnezeu tot sărind. Au venit popii, i-au adunat. Cine a făcut treaba asta? Bun, Petru și Ioan. Aici în față. Aici în față. Și ce întrebare le pune în fapte în capitolul 4? Cu ce drept, cu ce putere și cu ce permisiune, cu a cui permisiune, ați făcut voi vindecarea asta? Astea sunt întrebări, mă. Astea sunt întrebări. Cine vă permite vouă să faceți bine în lumea asta, mă? Asta era întrebarea, de fapt, până la urmă. De ce nu o lăsați în starea în care ați găsit-o, mă? Rea și păcătoasă, ticăloasă, așa cum e. De ce veniți voi ca să faceți un lucru bun? Pentru că în momentul în care ești sfânt, sfințenia enervează pe toată lumea. De ce vii tu să-i ajuți pe oamenii ăștia? Lăsați-i să moară așa. Lăsați-i să moară în păcatele lor. Nu faceți voi niciun fel de evangelizare. Nu faceți nimic absolut. Nu vorbiți despre... Nu dați Biblie. Nu faceți nimic. Ceva era mai subtil decât atât. Era a doilea examen. Știți care? Cine v-a pus pe voi să faceți lucrul ăsta? Trebuia să zică, lepădându-se de Hristos senin. Noi ne-am gândit. Și ce au spus Petru și Ioan? Haideți să vă explicăm ceva. Noi n-am mers de capul nostru la omul ăla ca să-l ridicăm de jos. Nu știu dacă vă întreabă, noi nu suntem de-a lui Bivolaru. Noi nu suntem cu Misa, nu folosim tot felul de terapii ciudate. La noi, de exemplu, nu găsiți citit în glob. Noi nu facem lucrurile acestea cu placebo. Noi aparținim unui om care a plecat la cer pentru că era și Dumnezeu, Iisus Hristos. În numele Lui ne-am adunat, în numele Lui l-am ridicat pe ăsta în picioare din putreziciunea vieții Lui și vă spunem astăzi vouă, să o știți voi toți. Și așa zice în capitolul 4, pe acest Hristos pe care l-ați răstignit voi! Asta înseamnă să fii mafiot. Pricepeți? Am ajuns să ne cerem scuze toți de aici. Vă rog să ne iertați că noi nu furăm. Ne cerem scuze pentru absoluturi, noi. Bine că ăștia stau pe stradă și își fac tot ce trebuie. Că a fost astăzi, luna aceasta, în România, cred că și aici, e luna Pride. E luna mândriei, nu știu de ce. E de la Kaufland, în România, și au văzut cărucioarele. Le-am spus la frații de la biserică, pe care le-ai prind la Kaufland luna asta, până când te dai cu mândrie, au de face cu mine. Înțelege? Deja două cărucioare le-am câțiva prieteni. Vreau să înțelegeți un lucru important. Până la urmă va trebui să spuneți de partea cui sunteți. Serios. La ora actuală, știți cum e? Mă dă afară. Rămân fără serviciu. Nu mă pot, că am și eu facturi de plătit. Am probleme. Ascultați-mă, până la urmă va trebui să spuneți a cui sunteți. Cine v-a pus să faceți lucrul ăsta astăzi? Că dacă vă spune că au făcut-o părinții voștri. Nu că au făcut-o, nu interesați părinții voștri. Să vă spuneți, Iisus Hristos e Domnul. Noi aparținem lui Iisus Hristos. Noi aparținem cerului. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem creștini. Nu suntem proști în lumea acestea. Suntem creștini. Avem o identitate clară. Dumnezeu e Tatăl nostru. Îl iubim pe Iisus Hristos. Duhul Sfânt este cu noi, în noi și pentru noi. Punct! Avem obligația să facem lucrul acesta. Avem obligația să ridicăm oamenii din păcat. Avem obligația ca să ridicăm de jos. Bolnav fiind, avem obligația noastră, pentru că avem o apartenență sfântă. Asta vreau să înțelegeți. Noi nu suntem orfani universului acesta. Noi îl avem pe Iisus Hristos. Iisus Hristos este Domnul. Primul examen pe care trebuie ca să-l treci în viață după ce te-ai botezat este examenul ca să poți împlini cuvântul pe care l-ai învățat acum cu fapta. Al doilea examen este totuși până la urmă de cine aparții tu? Cu ce drept ați făcut asta? Al treilea examen, că nu mai avem mult timp. Al treilea examen, știți care este, pe care trebuie să-l trecem și fiecare dintre noi. Fapte capitolul 5, examenul sincerității. Mă, stăteau toți la oaltă, știți? Cum ai trimis tu poza aia? Că erați acolo la nu știu ce fermă. Mâncați toți, bucurie tare. Biserica primară o trebuie să trăiască un fel de comunism în primele zile. Din ce cauză? Ei care au venit și au fost botezați, umpluți cu Duhul Sfânt, ei n-au mai putut pleca înapoi, între mez, între parți, între lamiți, între nu știu mai care, ci au rămas în Ierusalim. Și ce au făcut a doua zi după botezul cu Duhul Sfânt? La ce număr stai în Ierusalim? La 16. Câți oameni poți lua acasă? 8. Tu câți iei? 10. Ăla cât e? 12. 4. 6. 8. Spune cuvântul Dumnezeu că la un moment dat li s-a terminat banii, mă. Doar eu venit fără bani, au avut bani dus întors. Și când o trebuie să mănânce, o lună, două, nu știu cât a fost treaba asta, dar au ajuns să-și vândă din casă
bibelourile și au amenetat ghiulurile. Și au ajuns până la urmă ca să, să fie nevoie, să fie nevoie să-și vândă pământul. Dumnezeu nu le-a cerut asta. Erau, simțeau ei, mă, pământul ăsta îl putem duce. Și cel mai tare zice că Barnaba, în Fapte, capitolul 4, la sfârșit, avea un pământ în Cipru, lângă mare. Să ai pământ pe țărmul mării acum. Voia să-și facă și el o cabană, ceva acolo, grămadă. Când au văzut că frațele din Ierusalim suferă de foame, au zis, vând-i norocitul ăsta-i pământ. Că mă pot eu trânti la pământ oriunde, pe țărmul oricărei mări. Nu trebuie neapărat ca să cumpăr țărmul, nu? Deși cam ăsta e Duhul care ne mâncă pe fiecare dintre noi. Treci pe acolo. Mă, dar un tinte de pot cercă din aia. Nu-ți vine să cumperi aleia aia tot. Bun. Spune cuvântul Dumnezeu că doi, Anania și Safira, nu i-au pus nimeni. S-au dus să vândă și ceva. Hai să vinem și noi ceva, Anania. Bine, Safira mea. S-au dus, s-au vândut. Câte 100 de milioane, 100 de milioane. Când au văzut că e buzunarul mare, s-au dus că, normal, nu-s misogir. Dumnezeu mi-e martor, nu știu ce cauză. Am senzație că totuși, până la urmă, el era cu mâna în buzunar. Ce faci, omul? Păi ce mă duc să-i dau la Petru. Păi toți, Anania. Parcă e un deja vu. Păi toți. Nu. Cât-ți dăm? Jumate. Să duce la, să duc la biserică, mă, ăștia doi. Duminică dimineața, gândiți-vă acum, ce nenorocire. Să duc la biserică și ce am vândut pământ, mă, Petru. S-a dus numai el prima dată, că eu zic că mai stă o lecuță la oglindă. Bun, vină și tu mai târziu. Ați vândut pământul. Ce fain, zice Petru, cu cât l-ați vândut? Cu 50 de milioane. Muri. Ăsta e examenul. Picat. A zis undeva Dumnezeu să vândă? Nu, nici vorbă. Ei nu trebuiau, ei trebuiau să fie, au murit pentru că n-au trăit într-un adevăr. Ei nu trebuiau să se lepede de pământ. Ei trebuiau să se lepede, în primul rând, de minciună. Face sens ce zic. Trebuiau să spună adevărul. Băi, Petre, am vândut cu 100 de milioane pământul ăsta. Inima noastră bună. Vrea să dea 50 de milioane la biserică pentru săraci din pământ. Jumătate. Sau 10%. Sau nu dăm nimic. L-am vândut cu 100 de milioane și ia, uite-te. Încă mai avem un duh din Hagi Tudose peste noi. Și nu putem da nimic din banii ăștia. Trebuiau să fie sinceri. Sunteți chemați să spuneți adevărul. Când vă avantajează și când nu vă avantajează. Sunteți chemați să spuneți adevărul. Întotdeauna, indiferent că vă doare. Amin. Și sunteți chemați să spuneți adevărul în dragoste. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, nu vă mințiți unii pe alții. Fiți oameni înțelepți care să pricepeți că Dumnezeu urește minciuna. Ziceți amin. Dumnezeu nu urește să ai un ogor. Dumnezeu urește ca să minți, să spui că l-ai cumpărat cu atât sau l-ai vândut cu atâta. Și aici picăm îngrozitor. Fentăm statul, nu plătim impozite, facem o grămadă de șmecherii, pentru că parcă ne invită statul ăsta în care trăim. Ăsta, statul palmă, barbă, cot, ăsta de englez. Parcă te invită să-l faci. Exact cum îmi spunea unul pe avionier, n-am mai luat cina de... sincer, om. În România zice eu mai des. În Anglia nu. Sunteți chemați să spuneți adevărul indiferent cât vă costă. Cu cât? Cu atâta. Avem o datorie față de țară, de țara asta în care stăm, față de... Avem o datorie spirituală să ne rugăm pentru ei. Avem o datorie morală, avem o datorie financiară, avem o datorie. Suntem chemați să spunem adevărul, obligatoriu, adevărul, indiferent cât nu ne avantajează. Indiferent cât de mult ne doare lucrul acesta. Cum să spun adevărul când eu, de exemplu, îmi fac 8 filtre la o poză? Cum să spun adevărul când el se duce să se întâlnească cu ea și pe aceea nu mai poate vorbi două zile? Oare ce-o fi văzut? Cât a fost de mare diferența între poza aia și realitate? Nu vă mințiți unul pe altul. Bă, asta sunt eu. De ce, de exemplu, aflăm după căsătorie, chiar are epilepsie? Și asta vorbesc între noi, între pocăiți. Da, știu că, de exemplu, la noi, la pocăiți, nu-i voie ca să facem, să avem din ăsta, să avem divorț. Numai în caz de adulter. Dar minciuna ce îi? Că aflăm după aceea, a doua zi, a treia zi, că avem niște probleme. Știți, între noi, nu ne-a spus adevărul până la nuntă.
și vin după aceea cu el la noi la păstori. Faceți ceva, că nu a spus adevărul. De ce n-a spus adevărul? Am dreptate. Deci nu vă mințiți unii pe alții, vă, fraților. Noi. Anania și Safira, credeți-mă că au murit, au murit pentru că nu au putut trăi pentru adevăr. De-aia au murit. Măcar dacă vedea și deșteapta de Safira, dacă vedea când... S-o băga la biserică, au venit ea mai târziu. Întârzia și o lecuță. Dacă vedea măcar ghiatele lui bărbatul său, care tocmai... Zice că scotea afară să-l îngroape. Safira, ce faci? Trebuie să se uite, mă, dar bunii bărbatul meu, mă. Nu s-a uitat. Zice, ați vândut pământul, zice Petru. Și ce-a spus la femeie? Zice, nu m-ați mințit pe mine, zice Petru, că niciodată să știți că nu mințim un păstor, nu mințim pe tata, pe mama, nu mințim soțul sau soția, că aveți încă de voi ideea că voi, adică am putea minți pe alții. Nu, voi aveți probleme cu Dumnezeu. Credeți-mă că El vede, Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt ați mințit. Pe Duhul lui Dumnezeu l-ați mințit. Pentru că Duhul Dumnezeu e persoană. Și zice, ați mințit o persoană, l-ați mințit pe Dumnezeu. Corect? Am dreptate. Adică, oare de ce nu mai avem încredere în unii în alții? Povestea un păstor odată, asta e pe tare să nu vă spun, că zice că stătea la mare, la Eforie Nord, și apare un copil de vreo 13-14 ani la el. Din ăsta, se duce rapid și zice către păstor, îl vede acolo întins pe burtă, pe plajă, băiatul cu un prosop pe umăr. Zice, dumneavoastră nu vă supărați, bună ziua, bună ziua, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Da, zice ăsta, cred în Dumnezeu, cum să nu? Dumneavoastră citiți Sfânta Scriptură? Da, citește Sfânta Scriptură. Dumneavoastră zice, mergeți la biserică în fiecare duminică? Da, zice, mă duc la fiecare duminică în biserică. Da, dumneavoastră postiți regulat? Da, postez săptămânal. Nu, atunci zice, nu puteți să aveți grijă și de prosopul meu. Nu v-ați prins. Hai că o iau de la capăt. Adică, bă, nu lași prosopul la oricine, verifici primat. Credeți în Dumnezeu, postiți, vă rugați, citiți Biblia. Serios? Oare numai pentru un prosop, da, pentru o viață sfântă. Până la urmă. Am dreptate. Deci primul examen care este, hai să ne ducem în minte. Primul examen este ca să trăim conform Bibliei. Ce, să trăim ce am învățat, să punem în practică. Amin. Doi, al doilea examen mare pe care fiecare dintre noi îl avem de trăit, fiecare dintre voi îl aveți, este ca să recunoașteți ziua în amiază mare. Iisus Hristos e Domnul și nu-mi cer scuze pentru absolutul ăsta. Nu vă rog frumos să-mi iertați că Iisus Hristos e Domnul. Îs creștin, nu-mi e rușine, afirm lucrul acesta și pătimesc pentru El dacă e cazul. Și a treilea lucru, sunt sincer. Spun adevărul, jur că voi spune adevărul și numai adevărul. Pentru că pocăiții mei, când se duc la tribunal, că avem judecătoare pocăite, nu se duc să pună mâna pe Biblie. Nu punem Biblia pe nimic. Știți ce spune doamna judecător? Apropo, să vă spun și treaba asta. În momentul în care nu depui jurământ, în momentul în care cuvântul tău are valoare zero, deci acolo automat, în mintea judecătoarei, ar fi o mincinoasă sau un mincinos. Biblia nu condamnă jurământul, Biblia condamnă sperjurul. Asta vreau să vă spun. Sperjurul înseamnă ca să pui mâna pe Biblie, pe cruce, pe ce vrei tu, sau să nu pui mâna pe nimic și să spui un lucru, dar să fie mincinos. Ăla-i sperjur. Deci trebuie să te duci în fața judecătorului, în judecătoarei, să spui așa. Sunt copil al lui Dumnezeu, zice, jur să spui adevărul. Totdeauna spun adevărul și numai adevărul. Deci ar trebui să juri în ziua aceea că vei spune adevărul. Sunt zile în care nu spui adevărul și numai adevărul. Face sens ce zic. E vremea să trăim, noi suntem fie lumini. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. 4. Și ultimul, hai că nu mai zic altceva. Ultimul examen este examenul loialității. Să vă spun ceva și cu asta vreau să închei. Știți ce înseamnă examenul loialității pentru biserică? Primul. Câți dintre voi sunteți botezați în apă la vârstă matură? Ziceți, ridicați mâna sus. Ridicați mâna sus. Bun. Lăsați mâna jos. Doi. Câți dintre dumneavoastră, înainte de Dumnezeu vă spun lucrul acesta. Câți dintre dumneavoastră știți data, ziua, ora botezului dumneavoastră în apă?
Este cineva care are îndoieli? Să ridice mâna, că nu-i păcat asta, să spun că poate avea. 1, 2, 10, bun. Ok. Mergem mai departe. Câți dumneavoastră știți numele și prenumele celui ce v-a botezat? Lăsați mâna. Care aveți dubii? Dar nu, aici nu e. Vreau să înțeleg eu un lucru, în primul rând. Mai țineți minte care este prima predică și a cui cineva ați auzit-o prima dată undeva, care v-a mișcat sufletul și datorită acelei predici, dumneavoastră cuvântul i-a auzit, dumneavoastră sunteți astăzi oameni mântuiți? Vă aduceți aminte predica aceea care v-a zguduit cel mai tare? Numele predicatorului care a predicat-o, vă rog să ridicați mâna sus. Bun, coborâți mâna. Aveți dubii? Cine are dubii să ridice mâna sus? Da? Nu-i păcat? Văd Domnul să vă binecuvinteze. Uitați-vă în ochii mei. Aveți dreptul să uitați o grămadă de lucruri. Aveți dreptul să uitați cine v-a făcut rău. Aveți obligația să uitați cine v-a făcut rău. N-aveți niciodată dreptul să uitați cine v-a făcut bine. Cine v-a ajutat că nimeni nu v-a ajutat. Cine v-a dat un telefon că nimeni nu v-a dat telefon. Cine a vorbit cu voi că nimeni n-a vorbit cu voi. Cine v-a dus aici prima dată și v-a făcut bine în țara aceasta și v-a ținut la ei acasă nu știu câte zile și v-a căutat de lucru când nu vă știa nimeni și umblați pe aici până Edgeware și aveți tot felul de probleme și nu știați cu cine să ieșiți afară. N-aveți voie vreodată să uitați pe ei care atunci când ați fost bolnav s-au rugat pentru voi, ei care au postit pentru voi. N-aveți voie să uitați pe aceia care v-a dat viață, mamă și tată, că nu a făcut avort cu dumneavoastră, indiferent câtă viața ați avut pe pământul ăsta. N-aveți voie să vă uitați bunicii, n-aveți voie să vă uitați părinții, n-aveți voie să vă uitați frații și surorile, n-aveți voie să vă certați pentru ei, pentru o bucată de pământ și o nenorocită de garsonieră. N-aveți voie în viață să uitați pe cei care v-au făcut bine. Dar în mod special trebuie să rămâneți loiali, loiali acelor care v-au născut în Hristos. Dumneavoastră, știți că l-a dorit pe Pavel când a trebuit să spună corintenilor? Am auzit că unii dintre voi m-au uitat și mulțumesc Dumnezeu, zice Pavel, că nu eu v-am botezat atunci. Dar am auzit zile acestea, zice Pavel, că unii sunteți, spuneți că sunteți alu Chifa. Alții sunteți alu Apollo. Câțiva sunteți ai mei, câțiva mai șmecheri sunteți numai Domnului. Voi n-aveți treabă cu ceilalți. Zice Pavel, dar ce? Eu am murit pentru voi. Ați ajuns să vă dați după predicatori mai buni. Ați ajuns acum, zice, să nu mai fiți loiali celor care v-au născut în Iisus Hristos. Știți cât ce dureros a fost pentru mine? Două lucruri în viață. Unu, când am făcut rescrierea membrală la biserică, aproape jumătate din membrii bisericii din Beiuș, nu mai știu numele păstorului care a botezat. Nu mai știu data când au fost botezați, știa că au fost undeva vara, știau că au fost după Revoluție, știau că au fost cândva, că au fost în apă curgătoare, știau că au fost într-o duminică seara sau într-o miercuri seara, când e cel mai important lucru care ți se întâmplă în viață, nu ziua în care te-ai născut, ci ziua în care înțelegi de ce te-ai născut. Sunt două zile în viață, atât. Una în care Maică-ta te-a adus pe lume, a eclozat. Și a doua zi în care te-a născut Hristos. Și asta e cea mai importantă și asta n-ai voie să o uiți vreodată. Ziceți amin. Știți cum stăm cu loialitatea? Uitați-vă în ochii mei cum stăm cu loialitatea. În 2010, cultul pentecostal mă trimite cu un șut în fund în satul meu, unde erau 10 oameni pocăiți. Le-am făcut biserică în 6 luni de zile, că nu au avut biserică până atunci. Mi-am vândut Dacia, pe care țineam la ea, înțelege, era un idol. Să ai Dacia roșie, 4x4, asta era lucru mare pe vremea aceea. Și am dat-o, a trebuit să o vând ca să pot să cumpăr beton pe ea. Să pot să cumpăr, și știți ce e frumos în viața asta de creștin? Să ai puterea, nu contează, să fii bogat cât Bill Gates, dar să fii gata oricând să te lași de toate. Așa. De ce? Dumnezeu îți dă altele. M-a trimis înapoi în Surghiun. Gândiți-vă că în ce biserică aveam, că v-am spus data trecută, mama era lider de tineret. E foarte greu de discutat seara cu voi, serios. Kebabul face dezastru. Bun. Toți erau bătrâni și amărâți.
Plecasem din biserica din Beiuș, apropo, 2010, suntem în 2023, în urmă cu 13 ani, nu vorbesc despre când se îngâna precambrianul cu cambrianul și se nășteau marile depozite carbonifer. Nu, vorbesc de urmă cu 13 ani de zile. Am fost păstorul acelei biserici 17 ani până atunci. 17 ani până în 2013. M-au trimis în sat. Am luat-o de la capăt cu 10 oameni. Cu nevastă mea, am luat-o de la capăt cu copiii mei, pe fata am pus-o în față la cu chitară, pe băiat l-am pus la videoproiector și am zis o luăm de la capăt, iar scrâșnind din dinți, plângând. O iau de la capăt. Am lăsat 185 de oameni membri în biserica din Beiuș în 2010. O trecut un an de zile. Într-un an de zile, două telefoane nenorocite și o chemare la un prânz. Asta e loialitatea voastră față de păstorii care vă dau viață, de slujitori. Asta? Un câine are mai multă loialitate ca o grămadă de pocăiți. Și nu mă refer numai la biserica aceasta. Tu care ești acolo pe internet cu mine. Și o să spun numai atât că mă doare lucrul ăsta. Mă doare că așa de repede treceți de la unii la alții. E, nu a fost nimic. Bă, a fost! Datorită acelui om care poate n-are două clase, a ajuns astăzi să fii copil de Dumnezeu. N-ai voie să-l uiți. Bisericele alea vă da viață. Alea pe care acum ziceți că sperimate, obosite, datorită lor, rugăciunilor, sunteți ceea ce sunteți. Nu le-am cerut bani. Nu s-a angajat o biserică Sfânta Treime din Beiuș. De 30 de ani le slujesc fără bani. De 30 de ani fac anul ăsta. De 30 de ani nu le-am cerut un ban. Nu mi-am plătit un decontat, un bon de motorină. Rău am făcut! Pentru că să vă spun un lucru. În momentul în care nu jertfești, nu te doare. Trec oamenii prin viața noastră, știți cum trec? Așa, nu ne legăm de ei. Nu te lega de nimeni, auzim mereu. Fii tu singur. Până unde singur? Ce pape m-ați uitat? În închisoarea din Roma, în închisoarea mamertină din Roma, îmi dădea seama că puțin nu mai rămas cu mine, zice Pavel. Făcea recensământ la mii de oameni pe care i-o botezat, la mii de oameni pe care i-o mântuit, la mii de oameni cu care au umblat pe drum. Și nu-ți nicăieri, vreau să fiți loiali. E un test greu ăsta. Să nu uitați biserica asta niciodată. Pe mine nu mă interesează unde vă duce membrii. Dar asta nu uitați, nici seara asta, bine? N-aveți voie să uitați. De luni de zile stați aici în biserica aceasta. De ani de zile. V-am primit cu dragoste. Am stat înghesuiți. Facem două programe dumneavoastră. Știți ce înseamnă două slujbe duminică dimineața? Și una seara. Știți unde am stat între slujbe? Aici. Nu-mi plângeți de milă. Aici între băncile astea. Pe scaunele astea. Doream să scot tenisul din picioare. Nu mai pot scoate. Că dacă îi scot, nu mai bag înapoi. N-am cerut tratament special, nici eu, nici ăștia. Nu cerem nimic. Nu cerem nimic la voi, doar să nu ne uitați. Pentru că biserica uită repede momentele de binecuvântare și de bucurie. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, luați de bună ce v-am spus astăzi. Puteam să vorbesc despre 10 teste. M-am oprit la 4. Primul test. Puneți cuvântul alături de faptă. Dacă nu, lăsați o baltă. Cuvânt și faptă, cuvânt și faptă, cuvânt și faptă. Cât știți din Biblie, împliniți. 2. Nu vă fie rușine de Hristos. Cine se va rușina de mine? Rușina mă voi și eu de El înaintea îngerilor din ceruri. Nu vă fie rușine de Hristos. Da, sunt creștin. Da, sunt creștin după Evanghelie. Da, sunt creștin ortodox. Într-o zi Dumnezeu te va lumina. Cel mai bun prieten mei cu care m-am întâlnit săptămâna aceasta a fost un om, un bandit, să zicem noi, cum în lumea asta. A făcut o grămadă de prostii. Numai l-am auzit că vorbește Dumnezeu și zice, pastore, zice, mă duc în biserică ortodoxă. Foarte bine! Citește Biblia, se roagă, ascultă predicile. Ești acum acolo, cu noi, pe internet. Foarte bine! Și ce-a făcut în urmă cu 2 săptămâni zile? S-a dus până la Iordan și a spus unui preot, vino aici! O coborâ cu el în Iordan! Și a spus, părinte, mă botez în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, că născut din nou sunt. O pus video pe unul și mi-a arătat video. Atât m-am bucurat vineri, nu vineri, joi, când l-am văzut. Preotul parcă la sară. Sâmțeam o leacă de tensiune, dar și o eliberare am simțit. E vremea.
E vremea. Vă mai spun ceva. Cu toată dragostea. Al treilea test mare pe care trebuie să-l treceți. Testul sincerității. Spuneți întotdeauna adevărul. Și fiți loiali slujitorilor. Fiți loiali acestor oameni care... Fiți loiali părinților. Fiți loiali soției, soțului. Fiți loiali copiilor. Fiți loiali unii altora. Asta a fost predica mea de botez în seara aceasta. Haideți să ridicăm în picioare. Examenele vieții, astăzi examenele după botez. Are cineva de trebuie curat să spună în seara aceasta, Dumnezeu, Doamne, am picat de multe ori la examenele astea. Te rog, iartă-mă. Iartă-mă. Ajută-mă, Doamne, să-mi vin înapoi în duh. Că în fire îmi vin de multe ori. Ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc din toată inima. Dă-mi Duhul Tău ce sunt, Doamne. Dă-mi puterea de la Rusalii peste mine. Dă-mi vindecarea, pacea, dragostea. Haideți din toată inima să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin.